Deșteptarea. Invitata noastră spune la un moment dat pe blogul ei că este un doer, persoana care face. Nu stă mult pe gânduri în a pune în aplicare idei, rețete și mai ales o viață sănătoasă. Ne întâlnim la această oră 9 și 13 minute la Europa FM cu ambasadorul semi-maratonului de la București. Mare eveniment, mare în acest weekend, într-adevăr. Este vorba despre Sonia Argint Ionescu. Bună dimineața, Sonia, binevenit! Bună dimineața, bine v-am găsit, Radu și Cătălin. Ne bucurăm tare mult să te auzim și ne bucurăm tare mult să putem vorbi din nou despre acest eveniment după această pauză care, uite, cum vorbeam și cu ascultătorii mai devreme, ne-a marcat mai mult sau mai puțin. Ne bucurăm tare mult să vedem iarăși semi-maratonul pus pe străzile din București. Da, și să vedem oameni pe stradă care fac mișcare, care se bucură, care care au o activitate care le aduce o stare de bine, pentru că alergarea dă și o stare de bine fantastică. Sunt oameni care alergă pentru a susține tot felul de cauze, pentru a ajuta copiii bolnavi, pentru a ajuta bătrânii. Sunt o grămadă de cauze care sunt susținute la acest eveniment. Îmi place tare mult că de fiecare dată a crescut, la fiecare ediție a crescut numărul celor care stau pe lângă traseul pe care aleargă oamenii și îi încurajează, aplaudă, se pregătesc cu tot felul de gustări sau apă sau cu muzică. Este o atmosferă fantastică. Știți, e atmosfera aia de sărbătoare, e atmosfera aia de veselie, de voie bună, pe care ne-o dorim atât de mult, cred că, în jurul nostru. Mai ales când se adună tot felul de probleme. Corect. E așa ca o gură de aer proaspăt. Se mai poate sta și anul acesta? Adică la garduri? Care sunt regulile de intrare și de privire a maratonului? Astea sunt niște reguli pe care nu le știu, dar nu văd de ce nu s-ar putea sta la gard. Doar în interiorul incintei ai nevoie de acel certificat de vaccinare sau de un test? Da, alergătorii au nevoie să dovedească fie că sunt vaccinați, fie că au un test PCR. În cazul în care aceste două variante nu există, la fața locului, organizatorii pun la dispoziție în mod gratuit un test rapid antigen. Sonia, se mai pot face înscrieri? Da, astăzi, mâine și poimine la fața locului, cei care doresc să alerge se pot înscrie. Perfect. Asta e minunat. Da. Deci, trebuie... Adică mai aveți încă o șansă. Haideți să alergăm. Că Radu vine sigur. O să eu vin la punctul de hidratare. Deci, sau cum? Va fi un spațiu Europa FM amenajat acolo și o să încurajez pe cei care alergă. Deocamdată sunt la capitolul încurajări. Poate la anul, cine știe, voi fi pe traseu. Poți să vii și acum. Nu este necesar să alergi semimaratonul întreg. Poți alege o cursă care ți este mai facilă. Poți alege 5 km. Exact. Eu cred că 5 km poate alerga în principiu oricine și dacă nu-i alergi, mai alergi, tot poți să finalizezi 5 km. Stai un pic. Sonia, tu ești cunoscută pentru faptul că alergi, faci sport. Lumea care se uită pe Instagramul tău știe că ești pasionată de lucrurile astea. Prezintă Cerbul de Aur. Și are și emisiunea de sănătate de la postul public de televiziune. Stai așa un pic. Dacă tu îmi spui astăzi că Radu Constantinescu cu întreg așa cum e el, dacă se apucă să alerge 5 km, e de bine? N-ar trebui să începem mai de jos? Încă o dată spun, nu am zis că trebuie să-i alerge integral. Poate să-i meargă. Eu cred că orice om merge 5 km, mai nu? Puțin Radu Constantinescu, așa că de Cătălin. Când te duci și vizitezi, nu știu, Parisul, Madridul, Roma, exact. Nu mergi pe jos? Ba da. Kilometri întregi. Păi și ai verificat vreodată cât ai mers pe jos? Peste 10, cu siguranță, la Roma. Quod erat demonstrandum. Da, exact. Deci poate să și alerge. O să fie, Sonia, discuția din fiecare an, o să fie o parte din București blocată, nu? Adică trebuie să știe și asta.
Da, pe mine mă fascinează că în anul 2021, după mai mult de, după aproape, nu știu, 10 ani de când există acest eveniment în orașul nostru, s-ar putea să fie mai mulți. Oamenii încă sunt surprinși de faptul că se oprește traficul. Da, se oprește traficul pe anumite trasee, așa se întâmplă în absolut toate marile orașe din această lume. Adică dacă New Yorkul nu are o problemă că se oprește traficul, Doamne, ne facem noi griji în București. Plus de asta, haideți să vedem că toată vara, și vara aceasta și verile trecute, a fost restricționat traficul pe Calea Victoriei, pe Bulevardul Kiselev. Și lumea a fost foarte încântată să vedeți sâmbăta și duminica cât de multă lume este pe stradă. Am fost acolo, da, am văzut. Cu purcel, cu copil, cu familie, cu bătrân, cu tineri. Și se bucură, pentru că nu e cum să nu te bucuri dacă nu inhalezi gaze de eșapament. Corect. Cu atât mai mult, cu cât se anunță din timp, faptul că există acest eveniment pentru oamenii care doresc să alerge, îți poți face un plan dinainte ca să eviți zona respectivă. Mi-e greu să cred că... Și traficul se închide... Se închide doar pentru câteva ore, atât sâmbătă cât și duminică. E greu să cred că nu putem vedea partea plină a paharului, că în orașul nostru se întâmplă niște lucruri mișto, că vin oameni, că vin turiști, pentru că de fiecare dată la evenimentele acestea sunt și sportivi veniți din afara țării, sunt sportivi de înaltă performanță. Nu avem cum să nu ne bucurăm de așa ceva, nu avem. În mintea mea nu există această... Sonia, ne-am bucurat și noi tare mult de întâlnirea cu tine. Sonia Argintionescu, ambasador al semimaratonului București din acest weekend. Ne vedem acolo la eveniment. O zi frumoasă, îți dorim, numai bine. La fel și vouă! Deșteptarea